Bine ați revenit la Meditație pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată pentru Marc și astăzi aș vrea să aflu mai multe lucruri despre tristețe. Pentru aceasta am invitat alături de mine pe Adriana Mitu, facilitator de programe pentru copii și adolescenți. Bună, Adriana, bine ai revenit! Bine te-am regăsit, Alex! Adriana, ce e tristețea? Tu ce crezi că este tristețea? O emoție, Da, hai să nu fiu foarte doctor așa, să zic că e o chestie pe care o trăim cu toții, dar o chestie pe care nu cred că noi asumăm foarte mulți și despre asta cred că ar fi important să povestim de ce ar trebui să ne asumăm și momentele de tristețe. Da, în general când vedem un copil trist, facem tot posibilul să fie bucuros din nou, dacă se poate în secunda a doi. Dar și la adulte la fel, nu? Adică vedem pe cineva, mi se pare că e de datoria noastră să-l scoatem pe om din starea aceea și nu cred că e cel mai bun lucru, nu? Câteodată ajută să fim acolo și să-l înțelegem, să-i conținem emoția celuilalt, dar cel mai important este să-l ajutăm pe copil să conștientizeze tristețea. În primul rând, verbalizându-i emoția, spunându-i te simți trist acum pentru că plecăm din parc, pentru că nu ți-am luat jucăria pe care ți-o doreai. Și este important să înțelegem că, în general, tristețea are legătură cu o pierdere. Pierderea unei jucării, pierderea unei oportunități, pierderea unei persoane apropiate. Și se poate transforma de foarte multe ori într-o stare emoțională. Vorbim de chiar de depresie la un moment dat. Și atunci tristețea are rolul ei. Se spune că tristețea evolua ca să-i țină aproape de casă, pe cei care treceau printr-o perioadă dificilă. De ce? Pentru că o asociem cu lipsa de energie. Cum ne simțim când suntem triști? Lipsiți de energie. Și în momentul în care simțim tristețea, ea vine cu un mesaj. Ne vorbește despre o pierdere, ne vorbește despre durerea noastră. Și este esențial să înțelegem noi mesajul respectiv și să-l ajutăm și pe copil să înțeleagă care este mesajul tristeții lui și de ce a apărut. Unor copilul are nevoie să plângă pentru a-și elibera tristețea respectivă și e important să nu-l oprim când plânge, ci să-l înțelegem și să fim acolo empatici aproape de el. Înțeleg că te simți trist, na, că s-a terminat ora de joacă, înțeleg că te simți trist pentru că sora ta te-a lovit și o mulțime de alte exemple aici. Va plânge, își va elibera emoția, plânsul, ca orice alt mecanism de eliberare, are rolul lui. Da? Prin plâns se elimină cortizolul, care este unul dintre hormonii stresului. Și plângem când simțim emoții intense. Și atunci tristețea este, în general, însoțită de plâns. Noi blamăm plânsul, blamăm tristețea, dar ea ne ajută foarte, foarte mult. Cum îl poți ajuta pe copil când este mic? În primul rând să empatizăm cu emoția lui și așa cum spuneam să o punem în cuvinte și când mai crește să-și adreseze diferite întrebări. De ce m-am simțit eu trist în clipa aceasta? Pentru că am fost respins de grup? Pentru că mi-au spus într-un anumit fel? Pentru că m-am marginalizat și așa mai departe? Apropo de plâns și de momente triste, cred că sunt destul de relevant eu ca și persoană pentru generația mea și a copiilor care am fost la un moment dat. La noi plânsul era așa, o chestie care se întâmpla foarte rar și era foarte nasol când se întâmpla și atunci mi-a trebuit foarte mulți ani să înțeleg că Iulia, soția mea, când are un moment complicat de tristețe sau încărcat, plânge și după aceea se simte foarte bine și în momentul în care începea să plângă, eu aveam tendința să încerc să o fac să oprească, știi, și mi-a luat foarte mult timp să înțeleg că n-ar trebui să fac chestia asta și cu Marc sper că am înțeles și mi-e unul ușor să de multe ori îl încurajez să plângă că îmi dau seama că după și văd evident chestia asta că după ce a plâns și a plâns plânsul cum spun eu, este dintr-o dată este ok, acum putem să ne jucăm. Deci cred că asta cu opritul plânsului mai devreme decât ar trebui, o chestie care ar trebui să ne abținem să o facem, nu? Să-l lăsăm pe copil sau pe adult, că spune de copii. Eu cred că și adulții dacă ar plânge mai mult, măcar undeva izolați, cred că ar fi lumea asta ar fi mult mai liniștită. Da, din păcate, în general cu fetițele suntem mai tolerante și cu femeile și cu bărbații mai puțin toleranți și tolerante. De ce? Pentru că ni se pare că tristețea și plânsul le asociem în general cu slăbiciunea, cu vulnerabilitatea. Și bărbații, băieții trebuie să fie puternici. Furia o acceptăm la băieți și la bărbați. Tristețea și frica mai puțin. Îmi pare rău că am crescut în cultura aceasta, sper că va deveni la un moment dat acceptabilă tristețea pentru că avem nevoie de ea. Așa este și dacă ne apucăm să discutăm despre diferențele de gen, nu ne mai oprim niciodată. Așa că, Adriana, îți mulțumesc foarte frumos. Doamnelor și domnilor, e foarte normal să fim triști uneori cu toții, e foarte normal ca și copiii noștri să fie triști și cred că e foarte important să fim alături de ei în acele momente și să-i ajutăm să treacă prin ele, nu să le grăbim trecerea prin acest moment al tristeții. Nu uitați că puteți asculta toate emisiunile Meditații pentru Părinți pe site-ul itsybitsy.ro și mai ales nu uitați să le spuneți copiilor voștri în fiecare zi cât de minunat sunt. Pa, pa!